În mansarda B2 a bastionului Maria Terezia a avut loc un eveniment deosebit. Clasa de jazz a maestrului Johnny Bota a adus în scenă studenți talentați de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, de la studenți în anii finali până la masteranzi și chiar studenți Erasmus din diverse colțuri ale lumii, fiecare a avut ceva de spus și nu oricum, ci în limbajul universal al muzicii. Mulți dintre acești studenți au fost deja premiați la concursuri internaționale și vor fi invitați la următoarele concerte și festivaluri de jazz din Timișoara. Repertoriul a fost o plimbare încântătoare prin universul jazz de la piese românești reinterpretate cu twist de swing și influențe folclorice, la piese internaționale cântate cu pasiune. Printre zidurile încărcate de istorie, jazzul a sunat nu doar ca muzică, ci ca o poveste spusă între prieteni vechi. Cu acorduri de jazz în suflet, vă spunem că a fost o seară pentru cunoscători, o seară de neuitat, transmit reprezentanții muzeului.